Până la un rezultat final al analizelor și o verificare cu mare atenție a legislației în vigoare și a poliției, mulți oameni, atât din Turnu Severin cât și din toată România, iubitori sau nu de animale, se întreabă ce face câinele acuzat, cum că ar fi ucis o femeie. Până la proba contrarie și la soluția legală, Alin Ghiciulescu, însoțit de viceprimarul municipiului Turnu Severin, Liviu Nicolicea, a mers la adăpostul de câini din municipiu pentru a verifica starea de sănătate a patrupedului. După ce am primit sute de sesizări din drobeta Turnu Severin, mii din țară și poate zeci de mii din lume, am venit la padocul de la drobeta Turnu Severin să vedem ce face acel câine bănuit că ar fi vinovat de moartea femeii din drobeta Turnu Severin. Suntem cu viceprimarul municipiului drobeta Turnu Severin, pentru că altfel nu putem să intrăm aici, este padocul primăriei, și să vedem care este starea câinelui. Deci, domnul viceprimar, așa cum spuneam, au fost multe sesizări și din Severin și din Mehedin și din țară și peste hotare, cum că n-ar mai fi câinele. Ce ați găsit și dumneavoastră la Vatrocul și noi? Chiar am venit special să verificăm și eventual să îi liniștim pe cei care se tem că acest câine nu ar mai trăi, nu ar mai fi în viață, nu ar fi bine tratat, nici vorbă de așa ceva, așa cum ați văzut și vreau să este curat, e bine hrănit, e într-o stare foarte bună și vreau să-i liniștesc pe cei care se tem de acest lucru. În adăpostul nostru, toți câinii au... Al primării, adăpostul primării. Da, toți câinii, cum ați văzut, am venit inopinat, n-am anunțat pe nimeni. Așa este. De obicei, așa este. Am venit, ați văzut, e curat, toți câinii arată bine, în sensul că sunt bine hrăniți și partea medicală o asigură dumnealor, iar în speța specială a acestui pitbull, chiar am vrut și eu să văd dacă este adevărat ceea ce bănuiesc. Femeii moarte, stăpânii câinelui. Da, da, da. Ce deci nu... Să se vadă câinele, să vadă și... câinele în viață, dar au fost foarte mulțumiți. La... Da, da, da. Au fost foarte mulțumiți. Ia spune-mi, acum, ce zici? E agresiv? Este foarte agresiv, da. Este? Este foarte agresiv, da. De ce ți-ai dat seama? Atunci el era amorțit de tranquilizantele alea, da? Era tranquilizant, dar în momentul când intră el este foarte agresiv. E agresiv? Da. Foarte agresiv. Cum reușiți să-i faceți curat? Mobilizăm cu... Mobilizați, da. Îl mobilizăm. Ceea ce aveți în dotare, da? Și mai așa că... La sol și după aceea îi punem... Este foarte curat. Da. Este foarte curat. Îi punem mâncare, îi dăm afară. Mâncare avea și acum, era de mâncat. Așa cum vă spuneam, am venit cu primarul municipiului Drobeta, viceprimarul municipiului Drobeta, Turnu Severin. Cine știe, poate ajunge primar, știți că noi avem gura aurită. Cert este că am venit inopinant, am fost la domnul viceprimar și ne-am rugat de dumnealui să venim pentru a vă liniști pe dumneavoastră. Ne-au spus și îngrijitorii, am văzut și noi câinele, este bine îngrijit. Ați văzut că acum este vioi, nu mai este că data trecută moale, timid, pentru că atunci era sub influența tranquilizantelor. Cert este că până la această oră, câinele, bănuit că ar fi omorât-o pe acea femeie, este în adăpostul de la Turnu Severin și este bine, mersi, este îngrijit. Să sperăm totuși că nu va muri acest animal sau cei vinovați vor răspunde.